Prezent în județul Hunedoara, Nicolae al României, nepotul regelui Mihai I, a declarat pentru 1TV că este mândru că poate contribui la promovarea județului nostru, cu atât mai mult cu cât, începând din această săptămână, este ambasador oficial al țării Hațegului. Întotdeauna m-am bucurat de orice vizită în această zonă și apreciez că este o zonă plină de istorie, istorie foarte importantă pentru România. Dar nu numai, peisajul este ceva absolut extraordinar aici și bineînțeles, sunt legat într-un fel sau altul prin proiectul Via Transilvanică, unde am fost și la inaugurare și, și în alte părți în acest județ. Sper că pot să ajut prin promovarea zonei și să fiu încă o voce pentru oameni aici și obiectivele pe care putem să le vedem prin tot județul. Nicolae al României este cel de-al patrulea ambasador de imagine al destinației ecoturistice Țara Hațegului Retezat, iar legătura este una mai strânsă datorită drumului care unește Via Transilvanica. Am început demersul de desemnare a ambasadorilor de imagine pentru destinația de ecoturism Țara Hațegului Retezat în 2017. De atunci, cu pauza de rigoare impusă de pandemie, am ajuns la 3 până în ziua de astăzi. Toma Coconea a fost primul ambasador, i-a urmat Avram Iancu, după care Avel Ritișan. Pe principele Nicolae l-am cunoscut astăvară în contextul Via Transilvanica, proiect pe care l-am coordonat la nivel de județ. Ambii eram voluntari în procesul de marcare și implementare al proiectului. El era și ambasador de imagine pentru Via Transilvanica la nivel național. Și atunci mi-am permis, apropiați de voluntariat și munca fizică, să îi fac o invitație de lucru în județul Hunedoara, știind că Asociația Principele Nicolae desfășoară la nivel național un proiect care se cheamă Istoria Regalității în Școli. Nicolae al României s-a întâlnit și cu elevii de la școala gimnazială Aron Densușanu din Hațeg și cu cei de la Liceul Teoretic Ice Brătianu, unde s-au purtat discuții libere despre monarhia din România, despre responsabilitățile pe care le are un membru al familiei regale, activitatea făcând parte din proiectul inițiat de Asociația Principele Nicolae, Istoria Regalității în Școli. Ok? Sunteți de acord? Da. Bun.